Noi v-am zis. Noi v-am zis și nu ne-ați crezut. A? Veștile bune. Cum era cu semne bune anuare? Veștile bune vin. A venit Gărduleț. L-au pus Gărduleț de la Verde. Să merg în față ca să... Da? Hai. Gărduleț Verde. Ia uite ce scaun tineret de la generică. Exact, mersi frumos. Că mă mișc așa ca un generică de vesel ce sunt. Parcă ar fi podul lui tata. Oameni buni, în sfârșit ceva se mișcă la podul de la Luțca. Au venit băieți, vezi să nu calcin, mersi. Au venit băieți, au montat garduri de protecție foarte bine, au venit utilaje, cel puțin unul deocamdată. Bă, să vezi că ăștia ne fac o surpriză. Până de Crăciun. Până de Crăciun. Și de Crăciun o să mergem să filmăm la Sagna, la datin și obiceiuri, pe aici. Hai să vezi dacă nu, nu? Nu. Să vezi că ăștia chiar vin și fac o nefăcută. Adică o chestie la care chiar nu te aștepți, bă, frate. Să vină să spună, știți ceva, pe 31 decembrie podul de la Luțca este gata. Numai să nu fie podul de la Luțca este gata luat. Adică abia să-l... Că trebuie să-l ia de aici pe la vechi și să pună unul. Nu știu ce mă uit la tine în loc să mă uit în cameră. Îl iau pe ăsta vechi și trebuie să vină cu unul nou. Noi sperăm, sincer, din tot sufletul. Eu cel puțin sper din tot sufletul ca acest lucru să se facă. Pentru că vorbeam cu Ciprian pe drum încoace, câte mii de tone de combustibil și câtă poluare s-a produs din cauza datorită căderii podului ăsta. Sau în fine, da, din cauza căderii podului ăsta. Toți oamenii care au trebuit să facă navetă Roman Gădinț, plus viețile puse în pericol, plus cele pierdute la intersecția Groazei acolo la Gădinț, la Troiță, vieți care ar fi putut fi salvate dacă era podul ăsta. Adică există niște repercursiuni ale unor fapte, ale unor întâmplări. Podul vechi a căzut, știm cu toții. Urmează să fie desfăcut pe bucăți. Sper ca acest lucru să se întâmple repede. Nu vrem să facem probleme nimănui. Sper că oamenii care au montat aceste garduri să se și apuce de treabă repede. Și mă așteptam să fie curent electric în ele. Da? Oamenii care au venit aici cu utilaje să se apuce repede de treabă, să facă ce au de făcut, să-l desfacă pe ăsta vechi, să facă ceva cu bucățile scoase din desfacerea lui, din spargerea podului, și în cel mai scurt timp posibil sper să avem parte de un pod peste Siret nou pe care să putem circula. N-am multe să vă spun, decât că ceva a început, ceva s-a făcut. Chiar dacă e doar montarea unui gard de protecție deocamdată, de delimitare a șantierului. Vrei să urcăm pe aici? Ar trebui să mergi tu înainte, n-am să merg eu primul. Nu știu eu de ce. Deci chiar dacă s-a făcut doar un gard deocamdată, că e de protecție a unui șantier, că e de delimitare a unui șantier, un pas s-a făcut. Asta e bine. Sunt oarecum încrezător. Să vedem cât de mult durează până când ne iau oamenii la tură, pentru că, na, de acum fiind șantier, practic, mai puțin am avea voie să filmăm. Deocamdată, gardul ăsta e aici. Asta e important. Și sper să fie un prim pas spre noul pod de la Luțca, pe care am să-l las în spatele meu. Vă mulțumesc pentru atenție. N-au trecut cele 4 luni de care spuneam ieri sau alaltă ieri. O să ne vedem data viitoare.